Sâmbătă, la turneul final pentru promovarea în Liga Florilor desfășurat la Iași, echipa CSG Prahova a fost învinsă dramatic de formația gazdă în semifinale și a ratat astfel promovarea directă în prima ligă a României. Deși meciul a fost strâns, iar eșingele s-au aflat în avantaj la intrarea la cabine, scor 12-10, fetele lui Dragoș Dobrescu au trecut la cârma jocului în minutul 49 cu scorul de 21-20. Gazdele au restabilit egalitatea, iar cu 40 de secunde înainte de final, scorul era egal 23-23. Au urmat momente de nebunie. Iașul a transformat o lovitură de la 7 metri, dar prahovencele au egalat imediat după o repunere rapidă, iar cu 15 secunde înainte de final, gazdele au marcat însă din semicerc. Pe fondul golului nevalidat, fetele lui Dragoș Dobrescu se pregăteau să sărbătorească și se gândeau deja la loteria loviturilor de departajare. Însă lipsa de concentrare a făcut ca pasa trimisă de Gabriela Vrabie către Bianca Berbecea în propria jumătate să fie interceptată de brazilianca Lima, care a înscris în poarta goală și a trimis formația din Prahova la baraj. CSG Prahova a terminat turneul pe locul 4 după ce a fost învinsă duminică în finala mică de la CSM Deva cu scor de 33-26.